Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu! În videoul de astăzi aș vrea să vă arăt un unboxing, o comandă făcută pe site-ul Cashmere Aroma. Am auzit de foarte, foarte multe ori vorbindu-se despre acest site, mai ales pe Instagram, îi urmăresc și pe ei, urmăresc și alte persoane care folosesc produsele lor și am fost și eu tentată să le încerc, văzând foarte, dar foarte multe păreri bune, dacă nu chiar toate părerile bune, că sunt produse care miros super bine, curăță bine și m-am hotărât și eu să fac o comandă, plus că nu mai aveam deloc detergent pentru rufe în casă, mi s-a terminat și balsamul și am zis că numai bine o să fac o comandă la ei. Am avut o comandă de 184 de lei. Dacă vă urmăriți, nu știu, unele persoane care mai au coduri de reducere, este foarte, foarte bine să prindeți și un 10%, 15%, nu mai zic de coduri mai mari. Este foarte fain să economisim orice. Eu am avut un cod de reducere, nu știu dacă mai este disponibil, dar pot să vi-l ofer, Monica10. L-am găsit la cineva pe Instagram, l-am folosit și, în fine, cu acest cod am avut 18,40 lei reducere. Per total am achitat 165 de lei și 60 de bani. Am avut transportul gratuit pentru că la comenzi de peste 150 de lei, da? La comenzi de peste 150 de lei, transportul este gratuit. Astfel încât, eu având 184, am avut și eu transportul gratuit. Vedeți aici în cadru jos, cred că sunt câteva sticluțe mici. Acestea sunt câteva mostre, 5 mostre mai exact, pe care le-am primit tot așa gratuit, cadou. Nu știu până în ce perioadă sau dacă tot timpul, dar la fiecare comandă poți să îți alegi 5 mostre. Acolo la, nu mai știu, în secțiunea aceea jos, detalii despre comandă, ceva de genul acesta, îți introduci tu denumirile mostrelor pe care dorești să le încerci. Deci dacă nu scrii tu acolo, probabil nu o să-ți trimită nimic, dar dacă scrii, o să-ți trimite. Cel puțin mie mi-au trimis. Am aflat și eu ulterior că se primea și un spray Pure Grass, mi se pare, o mostră de 50 de ml, dar cred că trebuia specificat. Eu nu am știut, nu am specificat și prin urmare nu am primit. Dar mă gândesc că dacă specificați și de acel spray mostră Pure Grass, cred că îl primiți. O să vă spun și prețurile. Nu sunt nici foarte ieftine, dar nici foarte scumpe. O să trec la despachetat. Așa, o să dau mostrele la o parte ca să încep cu produsele din cutie. Așa au venit în această cutie foarte mare. Miroase totul. Filmez în bucătărie, miroase totul aici minunat. Și am foarte multe produse. Este o cutie mare și foarte grea. Ei au și, părerea mea, o promoție foarte bună. O să vă arăt imediat. La fiecare parfum pentru rufe, ei oferă balsamul pentru rufe absolut gratuit, ceea ce mi se pare foarte, foarte fain. Vă arăt acum și produsele. Am dat comanda, vă spuneam, pentru detergentul de rufe, pe care le-am folosit aseară pentru că v-am spus că aveam nevoie. Încă nu mi-am făcut o părere despre el, nu știu ce să vă spun. O să-l mai folosesc, vă dați seama, folosindu-l doar o singură dată, nu știu încă foarte bine nici cu dozajul, nici ce ar trebui să fac exact, trebuie să mai citesc, însă ceea ce promit ei este așa, 100% eficient împotriva celor mai dificile pete de la prima spălare, redă culoarea vibrantă și albul natural al rufelor. Așa, scrie aici, fără parfum, fără alergeni și eficient la minim 30 de grade. Detergent profesional cu bicarbonat de sodiu, are 2 litri și se folosește pentru 40 de spălări. Ce vreau să vă spun despre acest detergent? Nu are miros, nu-mi place cum miroase, deci miroase destul de urât, miroase parcă bicarbonat. Știu care e bicarbonat, dar nu miroase deloc bine și scrie aici că este fără parfum, adică, nu știu, ceva să miroase bine, cum miros toți detergenții, nu are parfum, nu miroase bine, miroase bicarbonat și este un gel foarte, foarte gros. Eu am mai folosit, dar nu foarte mult, într-adevăr,
detergent lichid, dar acesta are o textură foarte, foarte groasă. Așa arată. Acest detergent profesional a costat 39 de lei, o astfel de sticlă de 2 litri și am luat două. Ca să am, m-am gândit că dacă este bun și spală bine, na, oricum am nevoie de detergent în casă, să nu tot dau comenzi, pentru că doar la comenzi de peste 150 lei este transportul gratuit. Dacă nu este transportul, 20 de lei. Deci nu aș tot da 20 de lei, așa, degeaba. Deci, două sticle de detergent, le dăm deoparte, sperăm să fie bune, o să revin cu siguranță ori în empties, ori în favorite, o să vă vorbesc despre ele, mai ales dacă sunteți interesați. Pe urmă, iarăși, pentru ce am dat comanda, am văzut și eu tare lăudate parfumurile de rufe și mi-am luat și eu 3 bucăți. Nu știu, le-am luat așa la nimereală, dacă pot să spun, cum vedeam și eu acolo pe site, descrierile, cum vedeam notele și, na, nu pot să spun că le-am nimerit pe toate, însă, în mare parte, sunt mulțumită. O să încep cu acesta, Pure Royal se numește. Deci, cum spuneam, este un parfum de rufe. Acest parfum se folosește împreună cu balsamul, de aceea și vine cadou. Deci, la fiecare astfel de parfum de rufe, cel mai ieftin costă 32 de lei, mi se pare, da. Atât a costat și al meu, acesta Pure Royal. Se primește un balsam fără parfum, deci atenție, și acest balsam nu are parfum, se primește gratuit. În general, dacă vreți să cumpărați balsamul, costă 7 lei pe un, costă 7 lei pe site și balsamul are un litru. Revenind la parfumul de rufe, vine cu un căpăcel de dozare și se adaugă în 50 de mililitri de balsam. Când îl puneți în recipientul din mașina de spălat, sigur, pentru balsam, se adaugă în acest căpăcel 5 ml de... Este gradat aici, nu știu dacă se va vedea. Se adaugă 5 ml de parfum de rufe. Acesta al meu se numește Pure Royal, conține vanilie, iasomie și musc alb. Spune că are 200 ml și este pentru 40 de spălări. Pe acesta nu l-am folosit, doar l-am deschis, desigur să-l miros și miros, Doamne, deci atât de bine miroase acesta. Îmi place foarte, foarte mult. Într-adevăr, miroase a ceva așa foarte delicat și pur, curat, dar să știți că nu este foarte subtil. A zice că este destul de puternic, miroase alb, proaspăt, a curat, miroase și un pic a vanilie și a musc, îmi place foarte mult și pe acesta chiar l-am nimerit. Deci sunt sinceră și acesta chiar îmi place. Abia aștept să îl folosesc. Dacă și voi aveți produsele de la Cashmere Aroma, vă rog să-mi spuneți jos în comentarii cum vi se par, cum persistă pe haine și așa mai departe. Ca să termin cu cutia, am primit 3 balsamuri, v-am spus de rufe, pe unul deja l-am folosit, pe acesta seară, împreună cu acesta Red Velvet, am spălat o tură la copilașului și am adăugat și la el acest parfum. Deci, 3 balsamuri de rufe, absolut gratuit, pentru că am comandat 3 parfumuri de rufe. Le dau în spate și pe acestea și continuăm cu parfumurile. Da. O să-l iau acum pe Red Velvet ca să vi-l prezint și să vă vorbesc despre el. Acesta spune că ar conține sweet red fruit, fructe roșii dulci și ceva spicy. Aici arată căpșuni, așa de prezentare. Miroase, nu știu, a fructe de pădure, a ceva fructe roșii, da, într-adevăr, dar nu foarte puternic. Miroase parcă a fine, a mure. Îmi place cum miroase, dar nu aș putea să spun că este neapărat favoritul meu. Nu știam sincer ce să aleg și așa, nemirosindu-le niciodată, este greu să le nimerești. Miroase bine, dar nu foarte puternic. Asta mi s-a părut așa un pic, că nu miroase foarte, foarte tare, comparativ cu altele. O să vă arăt imediat cel puțin mostrele. Doamne, îmi place oricum, o să-l mai folosesc, dar nici nu se simte foarte, foarte tare, adică așa izbitor când scoți rufele sau să rămâne pe rufe izbitor. Acum o să-l mai testez, am testat doar o dată, dar miroase bine, îmi place oricum.
Și ultimul, dar nu cel din urmă, am uitat să vă spun, Red Velvet a costat și acesta tot 32 și Fantasia acesta a costat 42 de lei. Deci nu toate au același preț. Sunt și la 50 de lei. În fine, acesta a costat 42 de lei. Se numește Fantasia și conține așa liliac, lămâie, bujor, flori de piersică, mosc și ambră. O să apropiu ca să vedeți și voi, în cazul în care vă interesează. Eu le-am tradus pe toate. Tot așa are 200 de mililitri pentru 40 de spălări. Miroase tare bine acesta, deci chiar nu m-am înșelat, n-am dat greș. Îmi doream să miroase. Când am văzut liliac, m-am și activat și l-am vrut. Pentru că mie îmi place liliacul. Are și ceva din lămâie, este așa ușor citric. Dar are liliac și bujor, simt și piersică, simt și lămâie. Deci da, îmi place. Acesta Fantasia chiar îmi place, îi place și soțului, toate îi plac și lui. Doar de la mostre, nici mie, nici lui nu ne plac careva, dar astea îi plac și lui. Și chiar a rămas el foarte, foarte surprins cum poți să miroase atât de tare. Deci aceasta a fost comanda mea. Pe aceste produse am dat eu 184 de lei. Bine, cu codul de reducere am dat 165-60 de bani. Și am mai primit așa mostre gratuite, după cum v-am spus, 5 bucăți. V-am spus, eu am trecut acolo în comandă că le doresc, probabil dacă nu scrii, nu le primești sau nu știu ei ce să-ți trimită, dar orice caz mă bucur că le-am primit, au venit aici în această pungă, foarte bine ambalate, n-am avut nicio problemă și o să încep așa. Eu le-am deschis deja și vedeți că au curs, sunt foarte uleioase, foarte puternice, nu știu, deci atât de tare miros de, la un moment dat simți că te ia durere de cap, miros foarte, foarte tare, sunt foarte concentrate pe părerea mea. Aici am o mostră din parfumul pentru rufe, tuberoz. Într-adevăr, miroase a tuberoze, pentru o iubitoare de tuberoze, cum sunt și eu, e genial. Doamne, deci e super fain. Cred că o să mi-l iau pe acesta și mai am unul Angel, ceva, Doamne, cât îmi place și acela. Deci miroase efectiv a tuberoze pure, îmi place mult de tot și cred că o să îl cumpăr. Când o să mai dau comenzi, desigur. Pe urmă, Black Orchid. Așa, este și mai galben, dacă vedeți la consistență, decât acesta, de exemplu. Acesta este așa ușor la rămiu. Acesta este mai deschis, deci acesta, sincer, nu îmi place. Nu l-aș cumpăra. Miroase foarte, foarte tare. Nu știu ce note are. Însă pare așa oriental, puternic. Nu e stilul meu nici de parfumuri, în general, deci nu pot să spun că e urât, dar nu e pe placul meu. O să-l folosesc, desigur, dacă l-am, dar nu l-aș cumpăra. Pe urmă, perfect, beach, dar cred că este peach, totuși. Eu așa, da, perfect peach, sigur, probabil nu au scris ei corect, vedeți și voi aici, dar pe site eu așa știu că este perfect peach, adică piersică efectivă și da, pot să vă confirm că este efectiv o piersică. Deci așa miroase acesta, piersică curată, îmi place tare, tare mult, e proaspăt și acesta și pe acesta l-aș cumpăra, sincer, deci l-aș cumpăra. Îmi place foarte, foarte mult și mai am două care tot așa îmi plac, adică Olimpia acesta, Nu știam sincer ce să aleg, am spus că să aleg și din cele mai scumpe și din cele mai ieftine. Acesta este Olimpia și nici acesta nu pot să spun că este pe gustul meu. Este tot așa foarte, foarte puternic, foarte tare. Dar tot așa, dacă vreți să le testați, faceți o comandă de, nu știu, ceva, orice produs și să le primiți, să vă alegeți mostre sau dacă sunt magazine la voi în oraș, cu atât mai bine să mergeți să le mirosiți. Eu nu am putut ajunge, nu știu dacă sunt în Baia Mare. Și ultima mostră, dar nu cea din urmă, este White Angel. Acesta îmi place foarte, foarte mult. Deci, e tare fain. Și vedeți că deja aici pe la
sticluță, cum ne-am tot deschis, începe să curgă. Doamne, deci miroase atât de bine acesta, îți vine să-l mănânci. Nu știu, miroase a caramel, a ceva alb, proaspăt. Îmi place foarte, foarte mult. Deci acesta White Angel cu siguranță. Deci dacă aș cumpăra ceva, ar fi White Angel, Tuberose și Perfect Peach. Deci 3 din 5 le-aș cumpăra. Chiar sunt faine și m-aș bucura, desigur, cu alte comenzi, cu alte ocazii, să mai primesc mostre ca să le mai încerc. Sunt foarte multe, cred că sunt peste 10 arome. Dragii mei și dragile mele, aceasta a fost comanda mea, prima mea comandă pe Cashmere Aroma. Sper din suflet că v-a plăcut și vouă. Repet, dacă aveți produsele, vă aștept cu mare, mare drag jos în comentarii. Sunt și eu curioasă ce v-ați cumpărat. Până data viitoare, eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!